numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Avem acum date noi despre prezența la vot, care se anunță un record pentru ultimii 10 ani. Corupția este o amenințare la adresa securității naționale. Punct. Și ca atare, vreau să o tratez. De 20 de ani. Cer asta și nimeni n-a putut să-mi arate că am aprobat vânzarea vreunei nave. Se redeschide sau nu flota? Iarăși vă rog să aveți în vedere faptul că noi, procurorii, ne exercităm atribuțiile așa cum sunt ele prevăzute de lege și nu suntem influențați de final de mandat, început de mandat. Cu siguranță această împrejurare va fi avută în vedere și intuiesc că vor fi numărate persoane care vor face fel și fel de solicitări, probabil. Au trecut peste 20 de ani și două zgomotoase procese, iar dosarul Flota nu vrea să intre în arhivă. Mai mult, recent a fost clasat și cel de-al doilea proces în care fostul președinte Traian Băsescu era acuzat de abuz în serviciu, fals intelectual și de lapidare. Rezoluția spune sec: faptele nu există. Asta ar echivala cu a le spune românilor că Flota este de acum oficial o fantomă. Guvernul a anunțat însă că nu lasă supranaturalul să confiște toată povestea. Există posibilitatea legală și am cerut celor de la Ministerul Justiției și Avas să studieze decizia. În funcție de concluziile la care vor ajunge, sigur, vom ataca sau nu respectiva decizie. Decembrie 1989 a reprezentat începutul sfârșitului pentru flota română. Dacă pentru români Revoluția a însemnat un ciudat conflict însângerat, transmis în direct la televizor, pe mare, au avut loc o sumedenie de mici întâmplări care, legate cap la cap, dezvăluie un păienjeniș de interese ale unor servicii secrete. Iar tăcerea care s-a așezat ulterior peste multe dintre aceste obscure episoade a hrănit valul de suspiciune care a văzut în flota română doar un șperaclu al fostei securități. Șperaclu cu care s-a devalizat mare parte din avuția națională. În noiembrie 89, nava Făgăraș pleacă spre SUA, încărcată cu 8.000 de tone de oțel. Această încărcătură putea fi de fapt orice, în vremurile în care securitatea putea camufla, sub denumiri banale, diverse mărfuri mai speciale. Ultima dată, vasul Făgăraș a fost văzut în largul unui mic port al Peloponezului, Neos Marmaras. Apoi, mult timp, nu s-a mai știut nimic de el. În conturile Băncii Române de Comerț Exterior, contravaloarea mărfii, orice ar fi fost ea, nu a apărut vreodată. Ce este drept, intervalul de plată cuprins în contract, între 90 și 120 de zile de la livrare, avea să surprindă România în mijlocul transformării nemai văzute care a fost Revoluția. Expeditorul era Crescent, filiala București. Nimeni nu a mai avut timp și probabil interesul de a da de urma banilor. Ca un semn a ceea ce avea să se întâmple cu flota, nava Făgăraș își va găsi sfârșitul în aprilie 2005 într-un naufragiu epic sub pavilion nord-corean în apele Mediteranei. Pe 20 decembrie, Ceaușescu se întoarce intempestiv din ciudata sa vizită în Iran. Nu cu mult înainte, o aeronavă plecase spre Teheran, având în cală 12 tone de aur. Revoluția a prins nava Târgu Neamț în portul Durres, în Albania. Pe 24 decembrie 1989, vasul primește ordin prin radio să se îndrepte către Istanbul, de unde o să preia o marfă specială. Marfa specială s-a dovedit, de fapt, o echipă de români bine făcuți în costume și cu genți voluminoase. Ei au fost prezentați drept membrii ai delegației lui Ceaușescu din Iran. Unica anchetă făcută oficial spune doar că respectivii erau securiștii care se ocupau în mod uzual de paza lui Ceaușescu. Neuzuale sunt atât traseul urmat de repatrierea lor, cât și faptul că dictatorul s-ar fi debarasat de pază tocmai când avea toate motivele să se apere cât mai bine. Evident, această celulă de securitate fusese lăsată la Teheran cu o misiune. Cât despre conținutul neelucidat al bagajelor, greutatea aparentă și volumul acestora, cel mai probabil
gențile ar fi conținut o sumă enormă de bani, sumă rezultată din vânzarea aurului. Starea de năuceală națională survenită după Revoluție în domeniul maritim s-a prelungit mult, în condițiile în care numeroase nave se aflau în voiaj prin diverse colțuri ale lumii. Mulți marinari aveau să se întoarcă plin de speranță într-o țară complet schimbată, cel puțin așa credeau ei. Există dispute cu privire la modul cum a traversat Traian Băsescu zilele Revoluției. Cert este că rapid el se metamorfozează din comunist în reprezentant al noii puteri ca secretar de stat în Ministerul Transporturilor. Devine ministru pe 30 aprilie 1991. Era prima oară în istoria țării când un marinar ajungea să ocupe acest fotoliu. Începând din acest moment, măcar moral, multă lume îi reproșează lui eșecul maritim al României post-revoluționare. Cu doar 3 luni înainte ca Traian Băsescu să ajungă ministru, pe 4 februarie 1991, de la Sulina dispare nava Prahova printr-o operațiune demnă de orice film science fiction. Nava a dispărut într-o dimineață de la Sulina, deși nu era în stare de funcționare, a traversat sub un alt nume Bosforul și există mărturii conform cărora a fost tăiată ca fier vechi la Aliaga. Cineva a pus mâna atunci pe $1,000,000. Deși a negat continuu și vehement orice implicare, numele lui Traian Băsescu apare insistent în toate mărturiile strânse în legătură cu acest incident. Așa a început ceea ce se va chema peste ani scandalul Flota, cu toate că în timp a început să însemne cu mult mai mult. Revenind la bizarul caz Prahova, Benone Barbu, fost șef al corpului de pilotaj de pe Dunăre, a relatat pe atunci că a văzut cum este dezmembrat vasul pentru fier vechi în Turcia. Benone Barbu a susținut tot timpul că acolo, ca fier vechi, vasul valora $1,000,000. Reacția lui Traian Băsescu a fost concludentă. Un analfabet cu 4 clase, el se numește Benone, celebrul Benone, da, care îi vine lui ideea că, domnule, toți ăștia cu 4 trese pe mânecă, deci capitan de cursă lungă, pe care îi are în serviciu grupul de salvare maritimă și care și înțeleg de ce plutește un vapor maritim, toți ăștia sunt niște tâmpiți, iar eu, pilotul Benone, băiat cu 4 clase, vă asigur că discutați despre un excroc, un farsior, care pe vremea lui Ceaușescu i-a băgat și lui Ceaușescu în cap că navele de 55.000 de tone pot să urce până la Dunăre și lua și bușa navele mineralier care ușurau la Constanța, le bușa în bara Sulina până când a distrus 10 de motoare în bara Sulina. Dar el trecea drept un pilot erou, era pilot șef. Un analfabet cu 4 clase care n-a știut decât să mintă toată viața lui. Într-o perioadă în care flota mondială trecea printr-un proces de modernizare cu o dinamică fantastică, în numele unei iluzorii reorganizări, vasele flotei noastre au ruginit, așa cum se întâmplă cu toate celelalte, doar că au ruginit degeaba. Pe atunci, oficialii de la FPS motivau această încremenire prin faptul că navele erau vechi și prost construite. Toate navele, ușor, ușor, au trecut pe dreapta. Au venit operatorii români, unii serioși, alții ne au luat navele. Știți ce s-a întâmplat cu navele operatorii români? S-au abandonat efectiv toată flota. Noi români ne-am obișnuit să ne facem o prăvălie aici peste drum. Cam așa a fost și cu bareboatul ăsta. Am dat la comandanți de nave care n-aveau experiență în management. Și aici au venit problemele grele, că ei nu s-au descurcat sau s-au descurcat mai puțin, cum să spun eu, cu problemele astea de la uscat. Și deci ei nu s-au descurcat cu astea și atunci au făcut cheltuieli care nu s-au regăsit în rezultate economice ca să prezinte o eficiență și atunci le-au fost luate navele înapoi, dar le-au fost luate cu datorii. Toată discuția când vorbim despre flotă, în general, se axează asupra companiei Petromin, pentru că la împărțirea flotei în 90, Petromin o a luat grosul. 70 și aproape 5% din flotă. Cum a ajuns Traian Băsescu în povestea asta? Sunt dovezi foarte clar că în procedurile colaterale, Traian Băsescu a avut implicare directă foarte mare. De altfel, noi o să prezentăm vreo de pavilion.
Ca să vinzi o navă, nu poți să o vinzi în afară dacă are acel pabilion, trebuia schimbat. Totdeauna treabă să scoală, lucrat cu premeditare în toate lucrurile astea. Mișcarea prin care Petromin s-a asociat cu o firmă norvegiană avea să genereze scandalul ce a acoperit tot restul dispariției flotei. Acesta este un joc politic. Deci în momentul când te referi la 7 nave din cele 300 și le numești pe astea flota, deja este un joc politic. Acuzat în primul dosar flota, Traian Băsescu a devenit singurul parlamentar român care și-a prezentat demisia din Parlament pentru a se pune la dispoziția organelor de anchetă. Fapt cu care s-a mândrit de parcă ar fi salvat flota care nu mai exista, nu pe el însuși. Aduceți-vă aminte când am plecat din Parlament pentru că nu vrea să mă aresteze nimeni, nu vrea să mă ancheteze nimeni, dar toată lumea m-a atacat că am furat flota. Și atunci a trebuit să plec din Parlament, să bat din ușă în ușă la toate polițiile, București, Constanța, la toate parchetele, București, Constanța. Bă, fraților, aveți vreun dosar? Luați-mă, anchetați-mă, faceți-mi ceva. Astăzi, la încheierea celui de-al doilea proces flota, printr-o rezoluție care spune că faptele nu există, un alt element a stârnit suspiciuni legate de corectitudinea lui. Puse unul lângă altul, cele două procese sare în ochi faptul că dacă în primul s-a stabilit un prejudiciu de 162 de milioane de dolari, în al doilea proces, cel închis de curând, o asemenea sumă dispare complet. Măcar din acest punct de vedere, susțin multe voci, ar fi necesar un alt proces. Un alt proces ar întâmpina însă mai multe dificultăți. Una este că după atâția ani de judecată, redeschiderea dosarului ar necesita noi probe. Și este greu de presupus că după atâtea investigații mai poate apărea ceva. În această seară, dezvăluiri explozive. Ce au ascuns conducătorii țării ani de zile? Cum s-au înțeles să mintă poporul pentru miliarde de euro? Demnitar de top aflat în fruntea instituțiilor statului, acuzații de ultimă oră. Prea puțin. Noi toți încrezători din nou. Pentru că nu e după ce-ți spun unul. E după cât îndrăznești tu. După câtă pasiune investești în ceea ce crezi. Și pentru că de azi știi ce ai de făcut, o să ne ai și pe noi alături. Ai un an nou-nouț în față. Începe!